Persoanele decedate în urma infecției cu SARS-CoV-2 vor putea beneficia de asistență religioasă potrivit specificului fiecărui cult din care fac parte. De asemenea, la înmormântare, persoana decedată va putea fi îmbrăcată în haine puse la dispoziție de către familie și va beneficia de slujba religioasă. Înhumarea sau incinerarea se va face cu sicriul sigilat, cu respectarea tuturor normelor prevăzute de lege. Modificările realizate de Ministrul Sănătății în monitorul oficial se referă la stabilirea regulilor pentru înmormântarea persoanelor decedate în urma infecției cu SARS-CoV-2. Subiectele principale ale discuției au fost referitoare la accesul la slujba religioasă a pacienților internați cu COVID-19 și modificarea protocolului de înmormântare a persoanelor decedate infectate cu SARS-CoV-2, ținând cont de propunerile cultelor. În ceea ce privește înmormântarea celor care au decedat de COVID-19, se permite acum îmbălsămarea, îmbrăcarea acelui răposat, apoi se pune acel sac de vinilin, se așează în sicriu care este sigilat, apoi poate fi depus la capelă, nu la domiciliul celui răposat. Știți că la noi este obiceiul ca unii să țină răposatul acasă timp de trei zile. Nu. Nu se va permite acest lucru în cadrul acestor răposați, ci doar la capelă, în condiții speciale, dar spre deosebire de acest se înainte, acum este permisă săvârșirea slujbei în mormântării ca la orice alt creștin, cu aducerea în biserică a trupului celui răposat, prohodirea și apoi procesiunea religioasă la cimitir cu tot ceea ce se face acolo. Acestea sunt în mare schimbările și principalele schimbări care au apărut odată cu publicarea lor în monitorul oficial. Certificatul de deces va fi completat și eliberat de medicul curant al pacientului. Protocolul se aplică și în următoarele cazuri de deces, persoanele aflate în izolare la domiciliu și persoanele aflate în carantină în evidența Direcțiilor de Sănătate Publică sau a altor instituții ale statului.